Și pentru prezidențialele la care faci tu referire, a ieșit deja la încălzire proaspăt laureata europeană Diana Șoșoacă, care astăzi s-a dus să verifice cum să numără voturile la domnul Hopinca aici de față și ce să facă. A comis un scandal în stradă cu jandarmii lângă un camion de voturi. De această dată, deși pare surprinzător, senatoare i s-a făcut unul jandarmilor și a fost chemată ambulanța. Sunt 100 de oameni martori, mai rușine să fie, băieți. O să aveți de-a face cu toți nenorociți ce sunteți. Brute! Brute nenorocite ce sunteți! Non-stop ați dat în oameni! Acudați într-un sănător! Rușine să vă fie! Animale la vârsta de 20 ceva de ani, 30 de ani! Rușine să vă fie! Ia uitați-vă, fraților! Ia uitați-vă loviturile de la jandarm! Ia uite loviturile de la jandarm! Ia uite și aici! Ia uite loviturile de la jandarm la picioare! Ia uite lui loviturile de la jandarm la picioare! Ia uite! Uite cum am vinețit piciorul! Ia uite! Raful se alege de voi, nu mă las până rupeți în funda pușcăria fiecare dintre voi. De nenorociți ce sunteți, tâlharilor, brutelor, brutelor, animalelor ce ați ajuns să dați în oameni, brutelor! Aici v-au pus semnitare. Hai televiziunile dormiți!